bucată este participarea acestor copii la această secțiune a festivalului? Este așa de importantă, chiar mai mult decât ne putem noi imagina. De ce? În primul rând pentru că este o mare onoare pentru un tânăr și foarte tânăr artist să se cânte în cadrul Festivalului Internațional George Enescu, în cadrul marelui nostru festival. Este un mare eveniment acest festival și dacă și au o prezență în acest cadru, sigur că este o onoare și o recunoaștere a performanțelor lor. Iarna, spune-mi, te rog, tu la ce instrument cânti? La pian. De cât timp cânti tu la pian? De 3 ani. Și cam câte ore repeți tu pe zi, în fiecare zi? 2. Ai mai participat la alte concursuri? Da. La care? Poți să ne spui câteva? Pro Piano București, Tinere Talente, Craiova Piano, Ina Macarie și am participat anul acesta la Olimpiada Națională unde am obținut locul 2. Dar câți ani ai tu? 9 ani jumate. Pentru felul foarte destins în care a cântat. Cânta cu plăcere, cânta cu o linie deja artistică, cânta cu multă simțire, cu multă sensibilitate, iar linia tehnică părea că se subordonează acestei linii artistice, ceea ce este foarte rar întâlnit la o vârstă așa de fragedă.